Ninsoarea i-a pus la cheltuială pe o mare parte dintre șoferi. După ce au circulat toată iarna cu cauciucuri de vară, acum au fost nevoiți să-și schimbe anvelopele. În cursul zilei de ieri, poliția orașului Novaci a oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 19 ani din Mehedinți și se deplasa spre Rânca neechipat corespunzător condițiilor meteo. Conducătorul auto a fost sancționat cu o amendă în valoare de 2.900 de lei, iar ca măsură complementară a fost reținut certificatul de matriculare potrivit ordonanței de urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. La data de 2 februarie anul în curs, polițiști din cadrul poliției orașului Novaci au oprit pentru control un autoturism ce se deplasa pe DN67C din direcția Novaci, stațiunea Rânca. Procedând la verificarea documentelor, aceștia au stabilit că este vorba de un tânăr de 19 ani din județul Mehedinți. Controlul polițiștilor nu s-a rezumat doar la verificarea documentelor, ci având în vedere condițiile de iarnă în care se circulă pe respectivul tronson de drum, aceștia au observat că tânărul avea autoturismul dotat cu anvelope de vară, acestea fiind și uzate. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.900 de lei, iar ca măsură complementară a fost reținut certificatul de înmatriculare potrivit prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice. Controlul polițiștilor nu s-a rezumat doar la verificarea documentelor, ci având în vedere condițiile de iarnă în care se circulă pe respectivul tronson de drum, aceștia au observat că tânărul avea autoturismul dotat cu anvelope de vară, acestea fiind și uzate. Polițiștii reamintesc conducătorilor auto că pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, autovehiculele trebuie să fie dotate cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, acestea trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roțile axei axelor de tracțiune și trebuie să aibă montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate.